Lucrăm Cristina pentru Daniela. Este cu noi în Skype, am citit punctele. Încep inducția. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. Și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Simți cum spatele tău se îngreunează. Abdomenul tău este greu. Pieptul tău este greu. Mâinile tale sunt grele. Capul tău este greu. Acum voi număra de la 1 la 3. La 3 al meu, te conectezi telepatic cu partea subliminală a Danielei. 1. 2. 3. Nu știu dacă ai intrat, ai reușit. Deci în partea dreaptă, da, în timpul inducției, deci am văzut o siluetă mai mult un cap, da, al unui bărbat slab, cu trăsături foarte longiline, ca un fel de bătrân pletos. Iar a suflat, s-a format o bulă și în acea bulă, deci un trunchi și un cap de om maimuță, ca acei om din Neandertal. Da. Și a venit spre partea mea dreaptă a capului, spre ureche, și încerca să-mi inducă gânduri de genul: n-ai ce căuta aici, trezește-te, pleacă, așa mai departe, și i-am blocat și holograma și maimuțoidul. Da. Că altfel nu pot să-i spun. Așa. Și l-a pus și pe ăla să latre. Da, deci să... Da, probabil că da. Da. Deci suntem într-o scenă mai mult decât ciudată. Da. Este o entitate mare, de fapt este cel al cărui este această hologramă, deci un fel de Dumnezeu anules local, da? Pletos, cu un păr foarte strălucitor, argintiu, e o lumină usturătoare și rece. Da. Tot capul lui este plin de această lumină și are și în jurul mâinilor, ca și cum ai vedea aura în fizic, da? Da. De aici, din spate, din partea, deci eu sunt față în față cu această scenă, da? Deci din partea lui dreaptă, așa, din partea lui stângă, scuze, din mereu confund astea. Da, din partea lui stângă, are un gen de săculeț, să spun, tolbă, să spun, care pare a fi burtușit, ca și cum ai pune într-un sac uriaș pietre. Știi? Și conturul exterior al sacului respectă formațiunea, cumva acestor se modelează. Știi? Deci ia un fel de globuri de energie și le netezește ca și cum ar face chiftele. Da. Așa. Acolo înăuntru se formează un fel de scene. Da. Deci scene cu oameni diferiți de pe tot globul, familii, care fac lucruri. Da. Unii dorm, alții, înțelegi, el cu un deget. Deci este ca și cum bula în care s-a format scena, da, chifteluța energetică. Da. Deci este plină deasupra de coduri invizibile, da? Și el le știe, le poate citi, da, așa apasă și creează scenarii pentru ele. Într-una din aceste bule
Văd familia solicitante noastre. Este ea cu soțul și cu fiul cel mai mic, da? Adică parcă pe el îl așează pe o canapea de culoare închisă, în orice caz neagră, în fața unui televizor și el le-a cerut ei, i-aduce o cutie de bere, dar ea este enervată de acest lucru, este iritată. Da. Iar Deci. băiețelul are ceva în mână care seamănă cu o tabletă, dar încastrată într-un plastic alb. Deci poate să fie o jucărie Da, pentru da. copii care imită așa ceva, pentru care și un pen, un creion cu care scrie. Sunt niște jucării de la care desenează. Da. Bine. Ok. Așa. Bun. Să mergem mai departe în această scenă, da? Da. Pentru că s-a format un fel de culoar luminos, da? Da. Fața lui, deci acea hologramă pe care am văzut-o și eu intrând în inducție, deci este capătul, afișul din spatele fiecărui nivel, cum ar veni, da? Da. Deci această co-creație a lui este pe mai multe nivele, da? Da. În partea de mai jos, după ce a determinat o anumită acțiune, lipește cu degetul o fâșie foarte frumoasă și luminoasă, care pare a fi făcută din crâmpeie de lacrimi multicolore. Deci sunt esențe dintr-o esență, din Da. câte înțeleg, da? Ca și cum ar pune în conexiune toate aceste familii cu cei dragi lor, da? Aha. Bineînțeles, fiecare bulă din aceasta cu oameni în ea, cu Da. imagini, este plină, plină de conexiuni, da? Parcă ar fi fost scos dintr-un aparat uriaș, știi? Da. Conectată la tot felul de fire, de cabluri, de ligamente, și unele dintre conexiuni le alipește la fâșia din puncte frumoase, luminoase, da? Deci creează conexiuni Da. între cei de dincolo și cei care sunt încă în corp fizic, da? Da. Apoi le dă drumul într-o formațiune care pare a fi o apă, da? Deci pare a fi un luciu de apă argintiu, foarte luminos. Ele se scufundă un pic și fac ca și cum ar cădea un corp în apă, bule de aer. Da. Dar apoi se ridică la suprafață și se echilibrează oarecum, da? Dacă treci de acea fâșie de separație, intri în zona terii, da? Deci se vede terra, este concavă în partea cealaltă, deși privită de deasupra pare un luciu de apă perfect drept, da? Da. Coborând sub ea este concavă, da? Acolo jos, Ca o jos, cupolă, da? da? Dar este terra cu toate ale ei, da? Văd ridicându-se ca un abur dintr-un punct, ca și cum este din gec și vrejul de fasole, știi? O ramificație care urcă spre bula lor, unde se află ei. Sunt și alte, multele, dar sunt un număr imens, nu pot să evaluez, doar așa am ca informație 800.000. Am ca informație primară care am primit-o, ținând cont de mediile prin care investighez și trei care sunt, cum să spun, medii fals formate, nu le simt Da. creații originale, naturale, sunt un fel de blocaje, știi? Deci nu pot să... Informația nu poate fi luată. Da, apoi văd din alte puncte, da? Văd din alte puncte ridicându-se și sus, sus, deci, dar mai slabe sunt aceste, nu sunt, știi, ca un copac, cum este de la familia ei. Sunt probabil de la rude, știi?
gândurile lor Da. care se îndreaptă și iarăși el acumulează. Ăsta. Da. Deci ăsta ia tot, da? Gândurile Da. la toți. Da. Adună. Da. În spatele lui sunt două ființe. Da. Par a purta cu nonșalanță aripile în spate, da? Da. Este ca și cum un tânăr subțire este îmbrăcat într-un costum ca o a doua piele strălucitoare de culoare aurie, da? Dar cumva în, unde este inima energetică sunt goi. Da. Adică ca și cum ar avea inima energetică aceste două ființe, da? Ei au un fel de aură făcută ca din niște creionași foarte fine, da? Spițe, așa ceva, ca Da, niște. ca niște spițe. Unul dintre ei ia o spiță, o... deci se duce exact, da? Da. Spița aceea are un număr pe ea. Da. Are o mare Da. U mare, M mare și un număr 60 882 și B. Da. Același număr acum când se apropie are și bula pe care o Da. investigăm noi, da? Deci înfinge cumva, este un fel de schimb de informații, da? Apare o un fel de tabel făcut ca dintr-o plasmă, care un ecran care stă drept în fața acestei ființe. Noi vedem strict ceea ce de ne ocupăm. Sunt sute de astfel de ființe, da? Da. Sunt în spate, sunt peste tot, dar eu vreau să văd ce face această ființă strict pentru ceea ce ne ocupăm noi. Da. Deci să nu înțelegem greșit că sunt sute de mii de părți subliminale și numai doi îngeri, că Da, da, da. așa sunt. Deci se pare că fiecare au specializare, cred că acel B este tocmai terminația, așa îmi vine informația, că ar fi de ceea ce aparține, știi, de responsabil. Acest ecran Grupa este, din care face parte, nu? Da. Este un ecran aproximativ, să spunem, 6 metri pe 4 metri imens și este plin de buline. Da. El din aceste buline cumva calculează un punctaj din ceea ce a obținut mai marele, băgându-i în conexiune și creând acea scenă, da? Și ia modelul ca o foiță și o rulează foarte strâns. A devenit foița un sul, da? Da. Și există în spatele acestei entități și acestor îngeri un fel de tub care pare făcut dintr-un metal ca aurul, care are nișe speciale unde se introduc. Nu știu de ce îmi vine să fac o similitudine cu un chivot. Dar nu are nicio legătură cu ADN-ul sau cu... Da, Este da, da. pur și simplu informație, da? Da. Din când în când unii fac maxim de puncte, da. Așa pentru că ajută la propagarea. Deci este ca și cum creatorul în sine creează precedentul și imaginea. De aici încolo, lucrurile sunt preluate de responsabilii, da? Acestor bule. Responsabilii termină acțiunea sau o continuă în felul lor propriu, da? Din moment ce unii reușesc să facă mai multe puncte decât ceilalți, da? Trec mai lângă el și mai în spate, da? Ca și cum ar forma două flancuri, știi? Adică sunt cumva avansați în Deci, Chris, asta ierarhie. e tot ca un chivot ăla, să-l Da. zicem, are un rol. Deci, Da. practic, ce face? Monitorizează părțile subliminale în diverse scenarii, vieți, și care primez mai, acumulează mai multe puncte conform scenariilor create de ei, îi selectează acolo, la ei.
Da? Dar Așa e? Am el, da, înțeles. o să spun. Deci, ca și entitate, nu este acel Dumnezeu sau Iahve, nu. Este altceva, da? Altul, da. Este un co-creator al acestei realități pe care o descriu, da? Îmi vine informația că este un fel de înger al morții, responsabil, da? Și că ajutoarele lui, prin ajutoarele lui, obține conexiuni de la lumea celor vii, da? Da. De fapt, toate aceste ființe, și înainte de a ajunge în aceste bule, ele au conexiuni din alte vieți. Este Da. ca și cum s-ar afla în baza de date și numai se reloghează la ele, da? Da. Da. Deci ăsta și administrează părțile subliminale, funcție de contractele care îi aparțin lui, da? Au contracte cu el, acest înger al morții, și le recuperează și tot face pe acolo în jocul lui, în co-creația lui. Da. Părțile astea subliminale. Da. Ok. M-a frapat chestia cu lipirea esenței din părțile subliminale, da? Da. Esențele sunt ținute într-un fel de sticluță, să le spunem, recipiente plasmatice, da? Dar tu știi cum arată, sunt fâșii ca anunțurile de la vizier. Deci, acea entitate nu mai rupe una din fâșii, adică un anunț, cum ar veni, și îl alipește, da? După care îl ia și îl pune la loc. Tehnologiile lor, Cristina, în creația lor, Da. nu? Cum și-au făcut ei creația asta, și-au structurat-o. Bun. Deci, haideți să mă conectez cu partea Da, subliminală a asta vreau să spun. solicitantei noastre, de mai aproape. Practic, m-am furișat și am tras-o afară din bulă, deși nu era nevoie, pentru că nu se află toată ea acolo, în acea bulă, ci un aspect al ei, dar mi-a plăcut să o fur de acolo. Așa, cumva m-a frânat pentru că se întreba ce fac ceilalți. Și zic, nu-i nimic, adică de ce nu vin cu noi? Nu vrea să despartă Și de ei, da? da, și am spus că nu este nimic, zic. Le transmitem informația și o să plece și ei de acolo. O să plece toată lumea. Zic, astăzi este ziua cea neagră a acestor farisei, Da. printre care am circulat. Așa. I-am citit informația, am Da. cerut acordul, mi l-a dat, bineînțeles, abia așteaptă să intrăm în acțiunea propriu-zisă. I-am spus, tu aveai percepția că te aflași aici și Într-un în acea... corpus. Și, nu, nu, și Da. pe bulă, vorbesc cu partea din corpul, care a venit din corpul fizic, Ok, n-am precizat. ok. Așa, și... Nu spune că avea numai stări când era amorțită, adică când practic ea însăși nu se regăsea pe ea, în ea însăși. Exact așa mi-a spus, știi? Și spun, zic că uite-te la corpul tău energetic, pentru că noi am venit aici să te ajutăm să tai tot, tot. Absolut, s-au terminat cu toate conexiunile, ne benefice cu tot. Spune, da, știu. Și zic, uite-te la corpul tău energetic și spunem de unde vine, cu ce te ține această conexiune. Spune, are o conexiune dublă, da? Din pântece, dintre chakra 1 și 2, așa, deci se deschide o pâlnie de lumină. Da. Cu care lateral, deci pe lângă corp, de la ombilic încolo, alunecă pe lângă corp cablajul, Da. conexiunea și urcă până deasupra chakrei corona, cam cu o palmă, da? Și iar cealaltă este din inima energetică, prin față, urcă. Ele se unesc undeva și formează acel lujer, da? Care am spus, acel lujer gros, ca
ca un copac. Așa, de acele ramificații sunt conectați de cea din inimă copilul și de cea din pântec soțul, da? Da. Există și ramuri comune între ei și fiecare contribuie de asemenea în acest mod la această ramificație, da? Mai puțin copilul care cumva este băgat la mijloc în toată treaba asta, da? Adică partea subliminală a băiețelului vede aceste conexiuni la nivelul ăsta energetic ale părinților lor și face la fel, da? Da. Pentru că el știe că a venit să experimenteze, dar primii ani de viață va experimenta prin experiența părinților, da? Da. Uite, fiindcă tot l-am găsit, o să-l întrebă cine șoptea mamei tale că trebuie să te nască. Da, să vii. Puvnește, spune. Ah. Cine m-a împins aici, spune partea subliminală. Deci prea multe amintiri nu are, dar Nu. își amintește că, spune, a fost împins într-un fel de soare care părea luminos, dar care avea un inel de puncte negre și un mijloc vânăt, spune. Ca o floare din acea de ciumofaie, spune. Da. De așa. Puf, Și de la. da, mătrăgună. Nu Și știu. el a fost împins acolo în mijloc. Da. Și spune că știam, nu vroiam, refuzam Da. să mă încarnez, spune, dar totuși sunt mulțumit că am ajuns aici pentru că ei sunt buni. Ei mă iubesc. Deci, practic, copilul n-a vrut să se încarneze, iar Da. A ideea fost ei forțat, era da? indusă, da. Da. Bun. Îi spun părții lui subliminale, tu ai înțeles ce facem noi pe ei? Spune, da. Zic, ai înțeles că tu nu trebuie să mai dai energie, să te mai conectezi în felul ăsta în care se conectează părinții tăi la acea bulă, pentru că nu e, ți se iau aspecte și dai energie la tot felul de entități din alte planuri și spune, da, ceva am înțeles. Zic, bun, acum o să-l rog să meargă într-un portal Și să stea să corp. asculte, nu? Da, Așa. oricum află informația Da. și la fel și pentru soțul o să face. Da. Deci o să-i punem în bulele lor acolo. Bun. Partea noastră subliminală, întreb Da. dacă ați înțeles ce face. Pentru că s-a analizat și ți-am zis de unde vin. Dacă energia aceea care, culoarul de energie care vine din pântece, este legat de energia ei feminină, creatoare, Da. deci feminitatea ei în corpul fizic, da? De ideea de procreere, fertilitate și așa mai departe, da? De acolo, toată această energie este absorbită, da? Da. Pentru că ea, după decesul primului copil, și-a frânat, închisese ca într-un recipient, ca într-un potir, da? Închisese toată această energie și dădea numai din inima energetică, cum ar veni, din plec și din inimă dădea energie înainte, da? Înainte de acea sesiune pentru care a făcut-o pentru fiu, da? Da. Și atunci conexiunea din plex s-a rupt, așa, conexiunea din inimă s-a subțiat, dar ei au apelat la rezerva aceea, da? Care energie este feminitate, energia ei feminină în stare pură, deci este la fel de puternică ca cea din inima energetică. Da. Fiind închisă și cumulată, poate chiar face mai multe decât cealaltă cumva. Dat fiind că fluxul este mai... Au luat o bucată mare odată, da? Cum ar veni. Deci, ca și cum partea subliminală le-ar fi făcut un pachetel, știi? Și le-a dat delivery acasă. Ea a înțeles că nu-i trebuie aceste conexiuni, da? Da. Pentru că se repede să le taie cu un fel de cuțit cu mânerul întors. A retezat-o pe cea de la abdomen, știi? Ca Da. și cum ai tăia o plantă mai groasă, o floare a soarelui, de exemplu. Chiar seamănă lujerul care, așa,
o tulpină de floarea soarelui crescută mare, uriașă de pe câmp. Așa și, iar din inima energetică, trăgând de conexiune înainte de a o tăia, au ieșit două cercuri concentrice unite practic printr-un fel de plasă, iar pe ele, în mijloc, erau alte cerculețe mult mai mici. Este un implant de transformare, distribuire a energiei, da? Îi spun, dacă ai știut adevărul, de ce te-ai lăsat reconectată către entități, vezi, ele au găsit, chiar dacă tu spui că nu-l mai recunoști pe acel Iahve și ți-a făcut ce a făcut, zic, dar el a trimis pe alții să te interfereze. Și zic, ia uite-te, practic să se dea cum ar veni doi pași înapoi și să își lese o dublură a structurii, să înțeleagă, da? Da. Să înțeleagă ce are și zic, uite-te practic la tine în acest moment și spunem dacă tu ai legăturile cu creatorul, așa zisul creator tăiate, și spune că nu. Zic, ea întreabă de ce. De aici de unde ești, îl întreb acolo unde este. Și spune, deci el spune, n-ajunge ceea ce crezi tu că ești sau ceea ce crezi că ai devenit. Spune, eu te-am notat aici pe robojul meu, spune, și urmez la rând. Dar notează așa, dacă o parte subliminală nu mai vrea. Cum adică el notă aici la răbo și el nu te lasă? Chris, ești? Deci, da, sunt. Vreau să întreb partea subliminală altceva, că am observat ceva Da. aici. De asta investigam ceva. De asta Chris. n-a răspuns, scuze. În momentul când ei se pregătesc de mormântare, da? În casă, da? Vreau să știu, din punct de vedere ezoteric, de unde primește ea acea liniște, acel curaj, da? Da, și Pentru că, amândoi zice că au simțit că au un ajutor. da, este o energie mov albăstruie intensă care le coboară prin chakra corona și parcă ea amorțește, ca și cum ar fi semnătura energetică a unui drog puternic, da? Pentru că tot ceea ce s-a frânat în acele momente a fost dezlănțuit apoi. Toată durerea, da? Și zic, uite-te mai târziu. Și spune, este un schimb dublu, dar acea energie, spune, se disipase când a început durerea. Zic, acum mai simți durere? Și spune, da, mai simți. Și zic, nu, tu nu simți nimic. Tu, partea subliminală, tu, suflete, nu simți nimic. Zic, emoțiile care le prelucrezi când ești în corpul fizic. Mintea, pe minte o doare. Și zic, știi de ce o doare pe minte? Pentru că nu s-a curățat încă și nu poate accepta că asta este, trăim aici după karmele lor, se întâmplă asta, așa, și suntem mânați precum oile într-un țarc sau altul. Și zic, pe minte o doare, pe tine, suflete, nu te doare nimic. Zic, nu te umple cu emoții create de minte. De mintea care a rămas acolo, într-o parte. Și zic, mai degrabă, ia acea minte și curăț-o. Ce vezi în fipt și scoate tot din ea, spun, și aurește-o cu energia ta și vindec-o. Ca ea să înțeleagă și ca persoana fizică care ești, să înțeleagă, da? În care ești sau care ești, de fapt. Am făcut acest lucru. Zic, ea vezi unde mai ai implanturi, da? Spune, are un fel de, iarăși, plăsuță foarte fină, care se învârte ca un girofar, dar nu este rotundă, este curbată, este ca o clepsidră, de fapt, da?
Dar nu are capetele clepsidre, este goală pe dinăuntru. Unde crește? În pântec, scuze, În n-am spus. pântec. Da, da. Și zic, mi se pare mie că nu numai că ei stau iarăși la ospăți, așa, iar dar au mai invitat și pe alții. Pentru că, bineînțeles că la partea de jos sunt legate două ființe, da? Deci este o femelă șarpe care are de la jumătate în sus corp de femeie blondă. Deși botul este de șerpoaică, ochii sunt mari, frumoși, verzi, un păr blond strâns în cascade în spate și are sâni. Iar în partea de jos, precum sirene, care este șarpe, dar cu coada întoarsă. Se numește Cahdiz, această femeie, acest șarpe. Și mai este ceva care seamănă cu o pajură cu pulpe de om. Deci entitatea asta este jumate om, de la jumate în jos, cealaltă de la jumate în sus, cum ar veni. Da. Sunt doi hibrizi ajutători. Așa mi-a venit informația. Legătura dintre rase, așa îmi vine, pe care... El mi-a spus că se numește Boaz. Da. Este unul dintre stâlpii creației, spune. Adică ăștia sunt hibrizi care... Puri. Puri. Și de puri la ei înceste. Avem noi ADN Din în prima. corp? Din prima lui creație, adică. Da. Deci este ceea ce a creat să-l ajute întâi, spune. Am înțeles. Apoi a creat alte corpuri și a păcălit sufletul mare să se bucățească și a prins și alte suflete. Ok, deci sunt ăștia doi hibrizi. Da. Ce mai găsim? Deci cu implantul ăsta. Da. Atât. Toată energia asta se duce într-un cumul, da? Iar bucățica de esență este a fiului decedat. Deci avizierul din fiolă sunt șuvițe din esențele, din esența fiului decedat, da? Iar pe el, pe partea lui subliminală, deci îl văd pliat între nivelul 4 și 5, da? Da. Pentru că una din esențe se află într-un corp, pe Terra. Deci cum să spun, un aspect. Da. Deci, avem parte subliminală a fiului care este între 4 și 5. Da. Avem un aspect într-un corp pe Terra, un corp viu sau corpul lui care l-a lăsat? Un corp viu, Un dar corp viu. este un copil cu probleme mari. Da. Paralizat, da? Da. Iar acolo înăuntru mai sunt alți trei compoziți. Cum este și el, parcă ar fi adus din, totuși, din părți diferite, fâșii, da? Niciunul nu este un suflet original acest. Da, da, da. Deci îl Avem mai folosesc compoziți. Ca pe un corp zombie entitățile, da? Da. Asta este ceva temporar, îmi spune aspectul ăla. El știe că va pleca de acolo și se va naște normal. Zic, hei, cum e, zic, tu nu trebuie să te naști normal, că tu ai plecat deja de tot din problemă. Spun, cum te-au păcălit de te-au... Spune, cred că atunci când m-am întâlnit cu iubirea. Și zic, interesant, zic, ia să vedem, poți să-mi arăți? Deci acum vorbesc cu aspectul din 5. Da, da. Ea poate să-mi dea A informație. fiului, da? Da. Spune, încerc să plec cât mai întreagă. Spune, eu știam că dacă partea ta ajunge în 5, își cheamă părțile, spune. Zice, da, dar nu cum faci contracte prostești.
Și zic, dacă faci contracte prostești, poți să le și anulezi. Ești în nivelul 5, zic, poți să faci Da. orice. Spune. Ca și cum mi s-a aprins o conexiune. Da. Și zice, de asta nu mă lasă ei să trec. Zici, cine nu te lasă să treci? Spune, sunt cumva, deci, ca și cum ai intrat în ceva, știi, Da. într-o chestie moale ca de latex, știi, dar alte două persoane țin de capete și te împing înapoi, știi. Este o energie de respingere, ca și cum l-ar vrea trimis înapoi ceva, nu-l primește. Da. Și zic, știi de ce nu te primesc ei? Zic, nu pentru că tu nu corespunzi, că noi toate sufletele ne corespundem prin creație. Zic, știi de ce pentru că tu nu ai înțeles ceva și tu trebuie să înțelegi. Pentru că altfel, odată ajuns acolo în cinci, când te vor băga în vindecare, vei veni în contact cu alte suflete, da? Și dacă tu nu înțelegi, poate nici ele nu înțeleg, poate înțelegerea lor este și mai joasă ca tale și zic, sufletului nu-i se opune nimeni, da? Voinței lui. Și spune, da. Și zic, atunci vei trage și alte suflete în jos după tine. Zic, tu nu înțelegi că tu nu trebuia să faci contract, să te afli, să citești un corp fizic care este un zombie. Spune, acum înțeleg. Și zic, atunci de ce n-ai înțeles? Spune, am făcut o greșeală. Da. Și zic, ia să mergem în momentul greșelii. Ce ai Da. făcut? Și spune, după ce am plecat cumva, eliberat aproape toată, eliberat aproape toată, spune, m-am întâlnit cu o bulă. Și zic, mai să fie numai în bule se face tot. Da. Așa, și zic, de ce spui tu bulă dacă eu o văd meduză? Pentru că eu zic, văd foarte bine scena prin ochii tăi din afară. Și spune, da, o meduză luminoasă, spune, de vibrație frumoasă. Și spun, și ce ai făcut? Spune, deși eu știam că nu trebuie să mă opresc, m-am oprit. Știi? Și spune, avea o energie plăcută și călduță și mă simțeam bine cu ea. Acolo mă simțeam singuratică, ca și cum aș fi plutit prin propriul meu vid și nu știam unde să mă opresc, să pun o frână, să înțeleg, să pot percepe ce este cu mine, în ce mă transform și de ce mă simt așa de amețită. De ce toate nivelele astea trec prin mine și eu prin ele și ce se întâmplă? De ce văd bucăți rămânând din mine în urmă? Și zic, și ce ai făcut cu Meduza? Spune, Meduza a spus că este sursa mamă divină, spune, și s-a întrupat pentru mine în felul ăsta ca să mă îmbrățișeze pentru că am suferit și să merg mai departe. Și m-a întrebat, te lași în voia mea să fii vindecat și accepti orice îți fac? Și eu am spus da. Și zic, și ce ți-a făcut? Spune, mai întâi mi s-a îmbrăcat pe aici prin cap, spune. Zice, în momentul când a ajuns în dreptul inimii, m-am simțit ca și cum te-ar sfâșia cuțite într-un corp fizic. Și spune, când m-am uitat, aspectele mele ca laminate plecau din mine. Și am întrebat-o pe acea meduză, mamă, am întrebat-o, zic, de ce mi-ai făcut așa ceva? Spune, pentru că nu ai învățat suficient. Îmi pare rău, fiule, spune, n-ai învățat suficient. Trebuie să mai rămâi să capeți maturitate. Și zic, și tu ai crezut-o? Spune, am crezut-o pentru că am plecat cumva inconștientă, spune. Nu toate legăturile, nu toată legătura mea cu conștiința, spune, nu este refăcută cum trebuie, spune, nu era refăcută cum trebuie. Spune, nu m-am simțit stăpână pe mine însă. Și zic, uite, intrăm în scena în care Meduza se îmbracă cu tine, da? Tu i-ai spus deja ce ai spus, da? O să anulăm imediat. Meduza se îmbracă pe tine, da? Spune, da. Zic, unde este Meduza? Spune, a intrat deja, este în jurul capului. Zic, acum adună-ți toată puterea suflete și pocnește-o. Fă o miliarde de bucăți să plutească și trimite
toate dimensiunile și spațiile în care le cunoști bățele ei. Și zic de aici și de acum, din punctul ăsta unde ai pleznit Meduza, spune așa: anulez toate contractele pe care le-am făcut vreodată, oriunde ar fi fost ele, în orice linie temporală, din trecut, prezent, viitor, din orice loc și spațiu, și retrag toate promisiunile tuturor. Abia acum pleacă în lumină, pleacă într-o cascadă de lumină, dar cascada nu este orizontală, ci este verticală, înțelegi? Ca și cum fiecare șuvoi mai spală această parte subliminală și iar o spală. Și a retras și aspecte și tot, inclusiv compozitul. Deci, deja când a luat cum ar veni picioarele din nivelul 4, erau retrase deja. Cred că și era mai bun de la tot. Da. Și îi spune mamei că nu vrea să facă din legătura lor superbă un memorial al durerii. Spune, durerea l-a ținut prima dată, așa, și durerea lui că a plecat. Știi, Cris, așa este. Auzi, Cris vrea să ne spună de ce, în ce context, ce s-a întâmplat, de ce a plecat în fizic. Așa trebuie. Așa trebuie. Mai mult decât atât, și al doilea fiu are aceeași karma, același contract. De aceea entitățile le-au spus să nască. Ca ei, ca familie, ca părinți să treacă iar prin calvarul ăsta. Deci, practic, entitățile i-au produs acea moarte subită, da? Da, deci văd în momentul morții fiului, așa, deci cum intră pe ușa de la intrare, deci între ușa de la intrare și ușa de la baie, și intră într-un solar care are o folie, da? Da. Pe măsură ce înaintează, acea folie se fixează pe el. Da. Exact ca acea meduză, aceeași Da. entitate a fost. Aceeași entitate, da? Da. Strânge de aici, din piept, de tot plexul ăsta solar, inima energetică, toată partea asta, se face vânăt negru la culoare, am da? înțeles, da. Deci partea subliminală atâta este ieșită în sus. De aici are umerii în cap, da? Nu poate să iasă din cauza acestui blocaj decât dacă o ia prin pungă. N-are cum. A încercat să o ia prin parte. De asta nu este ieșită. Acea luptă cât a mai fost, cât orică e, asta a fost. Da. Lupta cu asta. Da. Ok. Deci asta, la entitatea asta, Meduza, i-a produs. Chris. Da. Bine. El oricum a plecat în cascadă de Ok. lumină, fără la Deci acum adevărată este. sursă mamă divină, Da. da. Și a pleznit-o și pe aia, da? Pe meduză, da. M-am întors cu mama. Da. Suntem într-un portal neutru. Da. Cum să spun? Legăturile ei cu entitățile sunt rupte, da? Da. Ea s-a umplut de conștiință, da, de înțelegere, da? Mare parte este curată. Ceea ce avem de făcut acum este să o examinăm încet, încet, și să mergem să vedem cum da, avem da, da. Și de unde. Și spune că nu-i pasă, că nu ne-am uitat în vieți, înțelegi, Da. dar ce a fost și cum au venit. Îi pasă numai că e la partea subliminală ce a plecat liber. Da, înțeles. Hai să Este vedem, da. o ființă de apă. Nici măcar nu are un corp, cum să spun, opac. Da. Deci corpurile lor sunt translucide. Sunt într-un mediu, deasupra parcă ar fi pământ, înțelegi? Și se intră printr-o peșteră, cumva, printr-o parte, sau nu știu cum. Deci, închipuiește-ți un disc, da?
un disc gros în care este pământ deasupra, pământ dedesubt, pământ lateral și este numai undeva o fantă, Da. o gaură pe unde se intră, un portal. Atât. Unde? În planeta lor. Da. Deci, parcă ar fi o planetă similară cumva cu tundra pământească, Da. așa, unde animăluțe mici sau mai mărișoare își desfășoară viața lor și nu este locuită de o rasă cum ar veni de umanoizi. Dar umanoizii trăiesc acolo, înăuntru, unde am descris mai devreme. Da, da. Deci, așa de frumoase. Da, pentru că sunt translucide. Sunt de culoarea apei aproape. Și apa asta în care sunt ele are o valoare energetică foarte mare. Adică este plină, un fel de apă plină de informații, da? Când se mișcă, abia atunci le vezi că există. Când se mișcă pentru că cumva informația apei creează un contur asupra lor, da? Dau din gură, dar nu vorbesc sau respiră. Comunică telepatic? Da, ca și cum s-ar aștepta de la mine, ca eu să mă uit la gura lor când n-aș înțelege telepatic. Probabil Da. au avut contacte cu mai multe genuri de ființe, inclusiv umani și umanoizi. Planeta asta minunată se cheamă Melera. Melera. Da. Și este în constelația Noid. Da. Este în dimensiunea 5, iar civilizația lor este de gradul 5,4. Adică tind spre 6 de acum. Da. Se pregătesc, se lucrează pentru asta, da? Da. Nouă ocupație. Am înțeles. Mie mi-ai Ai pus răspuns aici. N-am pus. întrebarea în minte. Nu, mă gândeam, zic, ca civilizație 6, sub formele astea, cum sunt ei, zic, cum o fi? Mă gândeam eu, zic, ce or face? Cum s-or manifesta? Creează, Da. înțelegi? Deci nu trebuie să. Și Da. dacă muncesc, este munca spirituală, spre a Da. înțelege cât mai mult, da? Da. Unii pot studia. Da. Deci pleacă să-și facă studiile, ucenicia. Da. Deci văd un buchet, o bulă de cam 50 de suflete, știi? Da. Care conține alte buline mai mici. Deci este un fel de scaun informațional se numește vehiculul lor și iese printr-o parte, da? Iese printr-o parte și se propagă în univers căutând lumi să le studieze, da? Da. Iar nu interacționează cu acele lumi, le studiază de departe. Uite, Dar sunt mai bine, destul de prevăzători. nu prea, pentru Nu? că unii dintre ei au recunoscut pe alții pe Terra. Iar partea noastră subliminală, cea vrednică, s-a repezit să ia contact și s-a prăjit, a fost prinsă de o capcană energetică. Deci așa veniseră și pe Terra, deci partea noastră subliminală făcea parte din grupul ăsta de studiu, dintre aceste părți care studiau. S-au Liz? pierdut 18 atunci, pentru că au încercat să salveze unii pe alții. Ca și cum ar cădea cineva în groapă, nu poți să-l scoți, mai cade în unul, mai Da. cade în unul și așa mai departe. În momentul când ceilalți 32 și-au dat seama de haos, s-au fugit, s-au propulsat într-un Da. mediu sigur, da? Au Da. încercat de acolo să-i ajute, dar deja conexiunile lor erau foarte slabe. Ca și cum ai fi știind că există undeva, dar nu poți să o mai localizezi. Da. Și au căzut, partea noastră subliminală a căzut împreună cu alte 17. Da, le văd puse apoi într-o centrifugă, da? A. Într-o chestie care are o coloană de energie mare pe mijloc și un fel de brațe cu lopățică, cu o linguriță.
Și ele sunt puse mai sus sau mai jos, da? Da. În acea coloană curge un fel de energie groasă, da? Pare a fi electrică, ca un fulger. Se duce și înăuntru și se duce și pe lângă, electrizând tot și dând o mișcare haotică. Ce este că la un moment dat, mă auzi? Da. La un moment dat văd filamentele spiritelor lor, deci spiritul în sine se desface, ca un fulger cu ramificațiile lui, da? Da. O parte centrală stă acolo, dar celelalte părți se amestecă cu altora și așa mai departe. Deci, până la urmă, dau naștere la un fel de supermasă eterică, da? Această supermasă eterică se încearcă să fie injectată într-un tub, parcă unui vehicul interstelar uriaș, de forma unui trabuc, avion, așa ceva, dar uriaș la dimensiuni, știi? Dar nu pleacă filamentele ele, Da. ci energia din ele numai. Da. Suflul Da. pleacă. Puterea, nu știu. Da. Da. Deci ăștia, deci ce le-a făcut? Au separat spiritul de partea subliminală, lăsând acolo o bucată mică în partea subliminală, au făcut supermasa eterică în scopul de a servi drept combustibil unor nave ale lor, entitățile. Da, și când ajung înapoi la, cum s-ar spune, la sufletul lui, fiecare sunt cu filamentele căzute, Da, așa stoarse. se stoarse, da. Sufletul în sine se zăpăcește și nu mai știe să mai citească, pentru că spiritul nu-l mai conduce. El se află într-un mediu fără corp. Da. Dacă nu are corp, indicația o ia de la sinele divin. Sinele divin este centrifugal, zăpăcit. Da. Și Și atunci, scos și făcut. da, Stors. între ele și conștiință este un fel de mâzgă energetică care cuprinde, o mâzgă verde-negrie, care intră și cuprinde. Sufletul se luptă. Ea singurică să elimine această mâzgă. Spiritul nu mai poate veni în ajutor. Ar trebui să fie în pauză acum, să se refacă una pe cealaltă. Da. Sufletul să dea, cum să spun, să învețe energetic, să vindece spiritul. Da. Nu să lucreze să elimine altceva. Și Da. atunci cad ca într-o stare de letargie. Pe măsură ce intre în această stare de letargie, deci sându-se dirijată iarăși printr-un portal unde cad pur și simplu Corpuri? nu sunt Nu. corpuri, sunt ceva plasticat, ca niște învelișuri, un fel de corpuri artificiale, da? Da. Când se refac, se trezesc în aceste capcane. Zice că materialul ăsta din care sunt făcute este un material bionic, da? Creat cu țesuturi de-a lor, cum ar fi vii, știi? Și se numește Moloa. Moloa, material bionic. Da. Și spune că este ca o capcană pentru Suflet. părțile, da. Și ca și cum atunci ar fi tuflit, că altfel nu pot să mă exprim, de undeva și prima dată trebuie să facă experiență. Cam așa cred ele în momentul ăsta. Sunt total amețite, da? Da. Încearcă să, ca și cum ești băgat într-un sac dintr-o plasmă Latex. și încerci să-ți faci un corp, știi? Da. Reușesc unele mai puțin, unele mai. Dar toate aceste experiențe sunt matrițate și notate, da? Mai târziu sunt puse cu tot cu acel latex, cum ai zis tu, niște forme făcute ca un sarcofag electroenergetic. Și li se citește toată informația.
dar pe la picioare latexul fuge singur și rămâne numai partea subliminală cu aleii acolo. Apoi văd puncte, puncte, efectiv puncte, puncte, deci vid, puncte, puncte și văd partea subliminală cu N matrițe informaționale, da? Deci este un șir de la ochiul meu drept până la infinit. Probabil sunt proiecțiile la toate încarnările care le-a avut ulterior. Este așa, un pic curbat și iarăși este ca o voioagă și iar se urcă până la linia infinitului. Matrițe, matrițe, corpuri. Ele par a fi imagini similare, adică uman. Uman. Dar acolo în matrițe sunt tot felul de înfățișări. Bărbat, femeie, văd copil, Ce a albă, fost? neagră, piele roșie, chinezoaică și așa mai departe. Da, Toate toate încarnările. formele, da, care corp Numai felul că de. unii sunt tineri, unii bătrâni, unii mici, unii copii foarte mici, nu sunt de aceeași vârstă toate aceste imagini. Deci asta e linia temporală? Da. Ok. Chris, cine sunt artizanii, în ghilimele, ale acestor matrițări, Ca și cum nu stai deasupra. centrifugări? Ca Ăla și cum. dinainte, da? Deci, ala cu centrifugarea, da, oarecum este, dar din momentul când intervine energia electrică, Ah, stai, că da. știm ce a cui e Da, mâna. Arhon, da? Da. Ok. Rămânem până aici cu descrierea, Cristina. Hai să se orienteze partea subliminală de să găsească momentul de unde să declare. Dacă vrea Să să se taie. stăpânească, să se repeadă spre a-și întâlni tovarășii care se aflau deja aprinși. Da. Da? Deci, să-și Acolo. aducă aminte că misiunea pentru care au plecat este de învățare, nu este de a coborâ materie de capul tău. Când tu ești un învățăcel și n-ai nicio, cum să spun, nicio experiență în legătură cu lumile grosiere, deci nu te-ai format Da. ca să intri în ele încă, da? Ca și cum ești la grădiniță și Da. tu vrei să proiectezi super nave spațiale, Da, știi? da, da. Cam așa ceva. Deci există o ordine de reacumulare și reamintire, practic, a informațiilor, da? Da. De învățare. Așa că linia o taie și a făcut un fel de foarfece. Și deci este în două, cum ar veni, da? Închipuiește-ți o ființă umană de la brâu cu două trunchiuri, da? Pe care și le-a extins și ține capetele și a tăiat, ține acele unde apuci la foarfece, Da, mânerele, da. și a tăiat linia temporală. Practic este o proiecție, da? Da, da. Deci linia temporală se taie și prin intenție. Ea, partea subliminală, a vrut să. Fac așa. Unele sunt mai spectaculoase, depinde de formațiunea, de ADN-ul lor Da. original depinde. Așa. Deci linia aceasta nu mai există, da? Ok. Iau partea subliminală și îi spun să anuleze toate contractele din orice timp, spațiu sau loc și să spună tuturor care vor să transmită acest moment live, cum ar veni, în toate conștiințele care dorește ea, da? Că anulează orice contract făcut în orice timp, spațiu sau loc, pe orice linie temporală din trecut, prezent sau viitor, adevărată sau falsă, da? Că nu vrea să mai aibă de-a face și retrage orice promisiune față de orice ființă de vibrație joasă, da? Reclamă prin drept divin pedepsirea celor care i-au atras în capcane, spune. Da. Deci atrage atenția încă o dată a creației originale asupra acestei grave încălcări prin înșelăciune a drepturilor divine a unei părți subliminale. Da. Iertare, iubire la orice a cunoscut în orice timp, spațiu sau loc.
E tare și o îmbrățișare mare la cel care este în cascada de lumină. Îi spune așa după mine, întrucât am fost mama a acelui copil, spune, atrag atenția tuturor conștiințelor care au avut de-a face cu el ca partea subliminală, să nu-l mai pomenească și să-l bage în tot felul de ritualuri, pentru că este o parte subliminală liberă. Și spune, face un apel la conștiințele lor. Zic, tu faci un apel la conștiință, fă și un apel la conștiința ta, pentru că și tu faci anumite ritualuri. Mai e ceva de declarat, Chris? Dacă tai toate legăturile nebenefice de pe această viață, da? Și refuză karma lui 20, spune karma lui 20 într-o bulă, într-o bombă de iubire și să ducă exact în cap la cel care a creat-o. Karma lui 20? Ce e asta, Chris? E un cod? Ce a spus eu că urma să se întâmple cu al Da, doilea? am înțeles. La asta te referai, da? Da, se numește așa, karma lui 20? Așa am zis eu. Ah, ok. Bine, da, eu mi-am dat seama la ce se referă. Ăștia Ok. tot ceea ce este nebenefic pe această viață. Nu este nicio înfirmitură a esenței fiului în acea casă. Să nu se mai teamă. Nu este nimic rămas. Ceea ce simțea, ce percepea, erau entitățile care încercau să o lege, da? Ea vrea casa aceea curățată, așa. Bun. Ea vrea și casa aceea Da, da, curățată. da, 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 că A simt. crezut că a rămas prinsă, Da, știi? da. De era ea prinsă, de era prinsă în alt loc. În orice caz, au trăit în epoca romană, ea și fiii, da? Da. Pe ea o văd o femeie, soția unui tribun roman, da? Ele amândouă erau fete. Ele. Da, se numeau Neva și Octavia. Cel care a decedat se numea Octavia. Întoarceți Cristina? Vă aduc eu? Întoarce-ne că m-am Da, bine. Te-ai pierdut pe acolo, adică nu te-ai pierdut în ghilimele. Studiez, cercetez, bine. prin amintiris. Da. Hai, număr de la 1 la 3, la 3 al meu, sunteți aici și acum. 1, 2, 3! Gata. Așa, suntem aici și acum cu partea subliminală, care, dacă mai este nevoie, Chris, să-și mai facă o curățire, corp emoțional, corp mental. Se smulgă rădăcinile durerii. Da. Și autovinovățirii, că dacă nu pleca, poate nu se întâmpla. Tot asta era, pentru că era karmatic determinat. Ai auzit, da? Eu da, mie spui. Nu tu, ea. Să nu se mai învinovățească niciunul dintre ei. Și alții le-au reproșat. Deci, firul vieții, în momentul când tu ești în programe și ești interferat, nu ți-l tai tu. Poți să te dai cu să faci orice. Nici sinuciderea în sine nu este decât dacă capătă conștiență multă, partea subliminală și pleacă brusc. Astea sunt cazuri foarte rare, da? Da, de Dar obicei e tot determinat. din cauza durerii nu este indicat să faci așa ceva, da? Da, da. Pentru că pleci zăpăcit și ești pescuit imediat. Dacă nu ești foarte stăpân pe tine, cum ar veni. A curățat? Da.
tot? Da, și casa o curăță. A, Deci curăță casa. scoate fețe și măști, da? Da. Spune, sunt măștile mele pe care le-am purtat față de lume, spun. Dincolo de aceste măști, spune, ca și cum sunt înfipte în pământ, lipite de pereți, peste tot în jurie, puse în capetele de la mobilă, măști, măști, măști. Spune, astea sunt măștile pe care le-am purtat, ea spune. Adică și-a ascuns durerea Da. față de social, de alții, de și așa mai departe. Ca și cum ar fi trecut pe lângă ea, da? Ca și cum acoperi o rană veche care spurează înăuntru cu un plasture care imită pielea, frumos, lucios. Și cine o vede pe din afară spune, vai, uite ce bine ți s-a prins. Dar acolo înăuntru este umedă și supurează și stă gata, stă pleznească. Pentru că tu nu știi să eliberezi această durere în univers. Pentru că de la univers a venit și universului aparține totul. Gata. Ok. Cristina, hai să mergem în canalul abundenței benefice. Te vei mai întâlni cu el. Te vei întâlni când vei dori. Dar ai o experiență de făcut. După ce pleacă din experiența asta, da? Da. Îi spune partea subliminală, părții fizice? Da. Când va fi în universul liber, da? Da. Gata. Ok. Cristina, mulțumim acestei părți subliminale. Da. Pentru călătoria care ne-a oferit-o și o invităm să meargă încet și lin în corpul fizic. Pleacă? Da. Ok, acum noi ne despărțim părțile eterice, a mea de a ta, tăiem toate stringurile și ne curățăm. În viața anterioară am murit într-un accident feroviar. Toți, patru. Da? De acolo sunt aduși aici împreună. Da? Da, am văzut tot trenul răsturnat și cu toate dezastrele, pentru că era un tren de epocă mixt care avea și vagoane de marfă și de călători. Și avea unul cu benzină sau motorină, ceva inflamabil. Așa a luat. Da, da. Gata. Acum mă curăț, da. Gata. Ok. Te pregătești să intri, Cristina? Da. Te deconectezi de tot și toate. Corpul tău își reprinde energia lui proprie. Se relaxează. Se umple cu cele mai înalte vibrații. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxat. Deschide ochii, Cristina.